acestuia i-au fost prelevate probele ADN. Primii care au aflat despre sarcina fetei au fost cadrele didactice. Ultimele au observat că fata are un comportament suspect și au început să o întrebe despre ce îi se întâmplă. Minora refuza să spună un cuvânt, însă a acceptat să scrie pe foaie despre tragedia pe care a trăit-o. Din declarațiile sale rezultă că tatăl ei, Vitreg, un ucrainean de 43 de ani, ar fi violat-o repetat. Totul se întâmpla când mama lipsea de acasă, iar bărbatul se afla în stare de ebrietate. În timpul mărturisirii, fata deja era în luna a șasea de sarcină. Din fericire, nașterea a decurs bine, iar copilul s-a născut sănătos tun. Acum fata îi poartă de grijă bebelușului, iar suspectul declară în fața magistraților că nu ține minte nimic din cele întâmplate. Pe numele lui a fost pornit un dosar penal.